Peste 6.500 de absolvenți ai ciclului gimnazial din județul Suceava s-au înscris la evaluarea națională. Candidații au susținut marți, 18 iunie, proba la limba română în cele 158 de centre de examinare. Copiii s-au prezentat la școală mai devreme de ora 8.30, având asupra lor actul de identitate și instrumente de scris. Unii dintre candidați ne-au spus că subiectele nu au fost dificile. Între altele, absolvenților li s-a cerut să redacteze o argumentație pe baza unui text din genul dramatic și să realizeze o compunere în care să prezinte o întâmplare petrecută acasă sau la școală în timpul unei activități de lectură. Potrivit Inspectoratului Școlar Suceava, nu s-au înregistrat incidente la prima proba evaluării naționale. Joi 20 iunie se desfășoară proba la matematică, iar vineri 21 iunie este programată proba la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi comunicate marți 25 iunie până la ora 12 în centrele de examen. Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 14-20. Rezultatele finale vor fi afișate sâmbătă 29 iunie. Ministerul Educației Naționale a pus la dispoziția celor interesați o linie tel verde pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul evaluării naționale. Cei în cauză pot să sune la numărul de telefon 0800 801 100. Numărul va fi disponibil în perioada 18-20 iunie între orele 8-16, iar vineri 21 iunie între orele 8-14.